ședința ordinară la Consiliul Local. Stimați colegi, observ că avem în sală invitați sau participanți din partea cetățenilor orașului Târgu Ocna. Sunt prezenți, după câte observ, directorii celor două companii pe care ne realizează serviciile în orașul nostru. De altfel, sunt prezenți și reprezentanții ai serviciilor din aparatul administrativ al primăriei. O să vă rog să-mi permiteți, pentru început, să dau citire ordinii de zi. Ansamblu rugămintea. Pentru început, fără a avea alte rugăminți ulterioare, chiar vreau să ne desfășurăm activitatea, pentru că este o ședință importantă, avem multe de discutat. Vreau să discutăm numai la obiect, vreau să luăm cuvântul numai dacă ni se acordă, nu să vorbim unii peste alții, că nu ne înțelegem pe unul. O să vă rog să-mi permiteți să dau citire ordinii de zi. Proiectul numărul 1. Proiect de hotărâre privind alegerea domnului consilier Isaic Radu George, președinte de ședință pentru luna septembrie 2018, inițiator primar orașului Târgu Ocna. Proiectul numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli a SEC util Consec SRL, inițiator primar oraș Târgu Ocna. Proiectul numărul 3. Proiect de hotărâre privind transformarea gradului profesional debutant în grad profesional asistent ca urmare a finalizării perioadei de stagiu pentru un funcționar public și modificarea corespunzătoare a statutului de funcție a aparatului de specialitate a primarului orașului Târgu Ocna, inițiator primarul orașului Târgu Ocna. Punctul numărul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitație publică a terenului în suprafață de 2.892 metri pătrați, teren situat în orașul Târgu Ocna, cartier Gura Slănic, punct carieră, județul Bacău, inițiator primarul orașului Târgu Ocna. Proiectul numărul 5. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local, inițiator primarul orașului Târgu Ocna. Aceasta este o ordine de zi, prima ordine de zi, care se încheie cu punctul numărul 6, întrebări, interpelări și răspunsuri. A mai fost primită o completare a ordinii de zi, o suplimentare a ordinii. Nicio problemă. Putem să îi dăm citire și la suplimentare și putem să le supunem la rând. S-au mai primit două articole, deci două proiecte de hotărâri ca suplimentare pe ordinea de zi a ședinței de astăzi, și anume proiectul numărul 1 a suplimentării ordinii de zi fiind proiect de hotărâre prin validarea mandatului de consilier local al domnului Mitrofan Mihaicipian, supleant pe lista Partidului Alianța Liberalilor și Democraților la alegeri locale de iunie 2016, inițiator primarul orașului Târgu Ocna. Și proiectul numărul 2 de pe suplimentarea ordinii de zi, prin proiect de hotărâre privind alegerea viceprimarului orașului Târgu Ocna. Vă rog să-mi permiteți să pun la vot ordinea de zi inițial, adică prima ordine de zi. Cine este pentru? Nu m-am limitat de votul. A fost aprobată ordinea de zi. Vă rog să-mi permiteți să vă supun la vot suplimentarea ordinii de zi a ședinței de astăzi. Cine este pentru? Nici nu are rost să vedeți dacă se abține cineva sau este împotrivă, pentru că nu am limitat de vot. Stimați colegi, o să vă rog să-mi permite să conduc ședința în continuare de jos, așezat. Și atunci o să vă rog să-mi permite să supun la vot procesul verbal al ședinței ordinare din data de luna iulie a anului curent al Consiliului Local. Dacă sunt discuții, probleme, vă rog, domnul. Deci, cum am menționat data trecută, în procesul verbal nu apare doleanțele scrise și postate pe site a cetățenilor din Vâlcea. Și am dorit foarte mult să știm și noi, da, să citească toată lumea, să fie public, ce anume au cerut cei care nu au posibilitatea să se uite la pe note.
Asta e varianta mea. Da, așa cum am zis și în trecut, acea adresă este anexă la procesul verbal. Trebuia pus o xerocopie și așezată la un PDF. Păi așa o să fie, când o să fie proiectul afișat pe site, așa o să fie. În continuarea procesului verbal, o să fie scanată și acea adresă. Perfect. Dacă mai sunt discuții... Acum nu am mai pus-o, pentru că știu că ați luat conștiință de anumite ședințe și n-am mai atașat-o la materialul ședinței. Mi-aș permite o observație. Procesul verbal este reflectarea ceea ce se discută în ședință. Deci, sau poate cuvinte, stenograma ședinței. Deci se consemnează aditerea tot, iar dacă mai sunt anexe, nu știu bine. Dar oricine ia cuvântul, el trebuie să fie consemnat în procesul verbal. Cel puțin de atunci. Putem să scriem, dânsul a citit acea adresă, dar o citire. Pot să o introduc și în procesul verbal, ca să nu mai fie... Nu. Deci, în procesul verbal de ședință, se consemnează cu fidelitate tot ce se discută, tot ce se dezbate. Asta am spus. Nu să luați adresa nu știu care, să o consemnează în procesul verbal. Ca fi o absurditate. Păi dânsul a citit acea adresă, dar a citit restul intervențiilor dumnealui, au fost consemnate. Da, adică... Eu înțeleg care este în tot felul. Nu, eu am fost destul de clar. Da, am înțeles. Da. O să consemnăm. Unii cetățeni nu pot să aibă acces nici la... Procesul verbal afișat pe site-ul primăriei o să conțină și intervenția de care face vorbire domnul consilier. Da. Mulțumim, domnul consilier Roșes. Dacă mai sunt alte discuții vis-a-vis de procesul verbal așa din ordinare, dacă nu, rog să-mi permite să pun la vot cine este pentru. Se abține împotrivă procesul verbal. Vă supun la vot procesul verbal la ședinții extraordinare de 1 august, care a avut loc în cadrul Consiliului Local. Dacă sunt probleme, discuții, vă supun la vot. Cine este pentru? Se abține cineva? Cinci. 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 A fost aprobat. Da, mulțumesc frumos, doamnă secretară. O să vă fac o propunere, stimați colegi, și aș propune ca să după cum ați observat, în suplimentarea ordinii de zi am avut la primul proiect am avut validarea domnului Mitrofan Mihai Ciprian în calitatea de consilier. Eu v-aș propune dumneavoastră să începem cu acest punct al ordinii de zi, nu prin alte motive, ci pentru faptul că odată validat domnul consilier, domnul Mitrofan, deocamdată nevalidat, consilier va fi după validare, domnul consilier să-și poată exercita dreptul de vot începând chiar după validare, adică să-și intre în dreptul, în atribuțiuni și în responsabilități imediat după validare. Vă supun la vot acest aspect. Cine este pentru ca să începem cu asta? Mulțumesc frumos. Între aceste condiții. Deci, doamna secretară, vă rugăm să faceți dumneavoastră o cerință. Nu, am să citesc mandatul proiectului de hotărâre, apoi proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al domnului Mitrofan Mihai Ciprian, supleant pe lista Partidului Alianța Liberalilor și Democraților la alegerile locale din iunie 2016. Având în vedere ordinul prefectului județului Bacău, numărul 1167 din 31-7-2018, privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local al domnului Drăgănuță Neculai, consilier local în cadrul Consiliului Local al orașului Târgu Mocna, județul Bacău,
precum și declararea locului de consilier vacant, comunicat cu adresa numărul 16.155 din 2-8-2018, adresa Partidului Alianța Liberalilor și Democrație, filiala județeană Bacău, numărul 697 din 13-8-2018, înregistrată la primăria orașului Târgovna, sub numărul 9.893 din 13-8-2018, prin care formațiunea politică a confirmat următorul supleant pe lista de candidați la alegerile locale din iunie 2016, în persoana domnului Mitrofan Mihai Ciprian, expunerea de motive a primarului orașului Târgovna, hotărârea Consiliului Local al orașului Târgovna 47 din 25-6-2016 prin constituirea comisiilor pe domenii de specialitate ale Consiliului Local al orașului Târgovna, hotărârea Consiliului Local al orașului Târgovna numărul 53 din 18-7-2016 privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local, luând în considerare cadrul legal oferit de legea 153/2015 privind alegerea autorităților administrației publice locale, legea 393/2004 privind statutul aleșilor locali, legea 215/2001 administrației publice locale și regulamentul de organizare și funcționare a consiliilor locale aprobat în ordonanța guvernului 35 din 2002, în demersul articolului 31 aliniatul 5 din legea 215/2001 administrației publice locale, primarul orașului Târgovna propune: se validează mandatul de consilier local al domnului Mitrofan Mihai Ciprian, supleant pe lista Partidului Alianța Liberalilor și Democraților, la alegerile locale din 5 iunie 2016. Se modifică în mod corespunzător hotărârea Consiliului Local al orașului Târgovna numărul 47 din 25-6-2016, aliniatul 2, poziția 3, referitoare la aprobarea organizării componentei comisiilor de specialitate pe domenii de activitate. Hotărârea poate fi atacată în vreme de 5 zile de la adoptare la instanța de contencios administrativ. Propun Comisia de Valutare să ia un act total, lăsați toate documentele. Acum să ne retragem în urmă loc pe domnul Măciucă, pe domnul Ozapă și pe domnul Panțăru. Ținți cu doamne. Domnul Măciucă, dacă îmi permiteți, cred că înainte să solicita și avizul comisiilor și după aceea să fie comisiilor. Comisia de validare. Comisia de validare și apoi. Comisia de validare. Da, haideți, vă rog. Comisia de validare propune constată că domnul Mitrofan Mihai Ciprian îndeplinește condițiile dispozițiilor legale și nu se află în stare de incompatibilitate, fapt pentru care a hotărât validarea acestuia. Semnează Comisia de validare din subsemnatul, format din subsemnatul, domnul Văciucă Sandel, domnul Grosar Pivan și domnul Panțăru Cristinel. Mulțumesc! Da, și noi mulțumim Comisiei de validare că în aceste condiții vom solicita avizul comisiilor. Comisia juridică a fost la vizul comisiei. În aceste condiții vă rog să-mi permiteți să supun la vot validarea domnului Mitrofan în funcția de consilier local. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Nu am dat de voturi. Mitrofan, vă rugăm, a fost validat, vă rugăm să reveniți. Vă rog să vă rugăm. Vă rog să Subsemnatul Mitrofan Mihai Ciprian, consilier în cadrul Consiliului Local al orașului Târgovna, județul Bacău. Conformitate cu prevederile articolului 32 aliniatul 1 din legea numărul 215 din 2001, administrații publice locale republicate în temeiul articolului 3 din legea numărul 226 din 29 iunie 2006, depun în fața Consiliului Local următorul rulământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor orașului Târgovna. Și asta mi-a ajutat. Mulțumesc.
Dacă mi-ați spuneți să felicităm pe domnul Mitrofan și să-i urăm succes în noua sa activitate și să facă lucruri cât mai bune pentru oraș. Vă rog să-mi permite să trecem la următoarele proiecte pe ordinea de zi și vă trecem la proiectul de hotărâre privind alegerea domnului consilier Isai Gradu George, președinte de ședință pentru 1 septembrie 2018, avizul comisiilor. Comisia nu a adus. Vă rog să permite să supun la vot. Cine este pentru? Toată nu m-a dat și vădurile. Deci, proiectul nu m-a dat. Bun. Deci, în ordine de zi. Proiectul numărul 2. Prin aprobarea respectării bugetului de venituri de fel a SCU Hârul Fonseca SRL. Dacă sunt discuții, probleme, dacă nu avizul comisiilor. Comisia juridică a vizitat. Potrivă, se ține cineva? Nu m-am invitat cu proiectul și proiectul numărul 2 a fost aprobat. Proiectul numărul 3, ordinea de zi, privind transformarea gradului profesional debutant în grad profesional asistent ca urmare a finalizării perioadei de stagiu pentru un funcționar public și modificarea corespunzătoare a statului de funcție a aparatului de specialitate a primarului orașului Târgoviște. Dacă sunt discuții cu probleme pe această temă, dacă nu aveți o comisie... Comisia juridică a analizat, pentru că niște condiții de transformare postului și care de aceste condiții sunt vă spun la vot acest proiect. Este pentru. Se abține ceva nu. Am unanimitate de voturi pentru și proiectul numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitație publică a terenului în suprafață 2892 metri pătrați, teren situat în orașul Târgoviște, în cartier Duraslănic, punct carieră, județul Bacău. Discuții pe avizul comisiei. Avizul comisiei juridice este negativ. Comisia de urbanismul de la aviz favorabil cu două amendamente legate de perioada de concesiune și de prețul stabilit de 31 de grant în suprafața de 2892 metri pătrați. Deci 31 de grant, pentru că o valoare foarte mică pentru suprafața ta de mare. Da. Comisia economică a fost favorabilă. Precis, chiar ce este. Nu poate explica cineva cum s-a ajuns la valoarea asta. Că mi se pare că e în urmare. Dar decât să venim cu redemențele astea care înseamnă 25 de ani, 800 de euro, vă dați seama că până
fac un parking mai, mai scump. Dar, repet, inițiativa de a încerca să poate folosi și alte dealuri din oraș și în avantajul turismului în Târgu Mureș este foarte bun. Dacă nu putem, ne gândim la bani, odată să folosim alte criterii. De crearea locuri de muncă, de realizarea unor investiții și înscrie că să și 1% în taxa de autorizare și de construire, deci ne putem lua bani altfel decât să punem chirii redevenți de astea atât de modici. Mulțumesc. Și mai mulțumesc, domnul Marcin. Eu am avut curiozitatea chiar să merg la locul de concesionat și chiar să vorbesc cu oamenii care exploatează piatra acolo. Am vorbit cu ei, nu știam nimic de această concesiune sau că se va concesiona. Li s-a părut un preț absurd de mic. Da? Și au rămas foarte mirați cum, de exemplu, domnul Oancea are o cerere la primărie de închiriere a unui 20 de metri pătrați în fața porții și timp de un an de zile nu se dă curs. Iar la o concesiune, cu un preț așa de mic, pe perioada așa de mare, repede să dăm penalite și să fie prezentată Consiliului Local foarte, foarte repede. Întrebarea mea, cum s-a ajuns la acest preț, în afară de evaluatorul care am îndoieli când pune prețurile, am dreptul, da? Și pe o perioadă așa de lungă. Exact ce a spus și colega mea din PSD. Da, mulțumesc. Domnul Rusu, ridicați. Mulțumesc. Mare parte din ce vreau să spun a spus colegul meu, Cristian Chiencea. Mai vreau să știm, există vreo cum de v-ați gândit, executivul, cum de v-ați gândit să ne solicitați lucrul ăsta, să scoateți la licitație și să puneți un evaluator să evalueze terenul? Aveți vreo cerere? Există vreo cerere? Ne puteți spune cine a venit să solicite concesionarea sau e secret? Sau... Dar puteți să ne spun. Dacă nu mai sunt alte, știu eu, întrebări, cred că astea sunt... Sau cum ce să vă în primul rând, dacă vreți să vă spun vă. Este vorba de terenul care se află la limita dintre orașul Târgu Mureș și Stăvânia, pe partea stângă a carierei, și care este un loc unde se depozitează deșeuri menajere și, dacă ați observat, și materiale de construcții. De câte ori vin cei de la mediu, noi primim amenzi pentru că acel teren nu poate fi nici păzit de noi, nici protejat. Și este o confuzie. Limita într-o localități, deci semnul de intrare stănică, este undeva sub modul mai jos, la circa 500 de metri, dar limita administrativă de pe cadastru este exact pe pârâul carierii. Deci terenul aparține. Când aduc cei de la stănic, spun că e terenul lor, pentru că limita într-adevăr este control de teren, iar în realitate terenul ne aparține. Și am spus să scoatem la licitații în ședința trecută, l-am trecut în domeniul public, că nici nu era trecut, pentru că acolo era o zonă inundabilă, dar tot cărând materiale de construcție, s-a ridicat acum aproape la nivelul solului. În ceea ce acesta este terenul și cred că este bine să scoatem, poate, nu știu, nu avem nicio solicitare, dar dacă găsim pe cineva să-l ia, ar fi plătat, dacă este licitație publică. Nu avem pe nimeni scris până acum. Acum, referitor la preț, nu pot să spun nimic, deoarece este dat unui evaluator autorizat, care ați văzut, nu știu dacă ați avut raportul, să citiți și dumneavoastră, nu putem interveni să-mi dea explicații, dar raportul aplică cele trei metode, ia comparație. Era metoda comparației și el are niște calcule. Deci nu poate nimeni din primărie, nici din Consiliul Local stabilească această valoare. Așa au stabilit-o, asta o analizați, dacă nu putem cere amănunte, solicitări, de ce s-a ajuns la această evaluare. Dar, într-adevăr, aici este raportul de evaluare, acum îl văd și eu, doar ce am solicitat raportul și aici a scris el această evaluare. Nu știm pe ce criterii, dar cineva dorește să se vadă pe ce s-a bazat, poate să vadă în acest raport. Că trebuie scos la licitație acest teren, așa cum a spus și domnul Matoghi, cred că este bine, pentru că măcar știm că îl păzește cineva și dacă va fi proprietate, îngrădit sau făcut ceva, nu se mai depoziteze nimeni acolo. Prețul sigur că este discutabil. Dumneavoastră veniți cu observații. Noi o să facem și intervenții la evaluator și să vedem ce
But în vedere atunci când a stabilit ce să vedeți. Vremul are proprietate, este proprietatea orașului. Și motivul pentru că nu avem cum să-l supraveghem, că se de, acolo sunt, se depozitează deșeuri, este un faz. Pentru că noi, în cadrul primăriei, avem un om care se ocupă cu mediul și cam asta trebuie să facă. Dacă a auzit o firmă că a depus acolo balastru sau a depus asfalt, da? Trebuie să vină cu amenzi și să aducă bani la buget. Nu așa este normal? Cum putem să zicem că nu avem supraveghere sau că nu putem manageria, adică vânzându-l, recriindu-l sau... Cum putem să zicem chestia asta? Înseamnă că nu putem absolut nimic, da? O intervenție scurtă, pentru că mă folosesc de faptul că e prezent la ședință și domnul director al societății Conseca. O întrebare la dumneavoastră, nu ar fi interesat să folosească terenul într-un obiect de activitate așa de larg? Tocmai cu scopul de a-l amenaja pentru conturi, pentru rulote. Eu zic că poate în folosință gratuită, fiind vorba de teren al orașului, al locuitorilor, poate dumneavoastră te face un bănuț, tocmai că aveți angajați din Târgu Ocna foarte mulți și poate să fie interesat și să curățați cum trebuie și dacă îl amenajați corespunzător, atât am avut. Dacă îmi permiteți, aș dori să iau și eu cuvântul. Sunt într-un totul de acord și cu punctul de vedere al domnului Antohie și cu punctul de vedere al domnului Săndel, dar aș vrea să vă spun, Săndel Maciuc, dar aș vrea să vă spun că, așa cum s-a făcut precizarea și de la Comisia de Urbanism, din punctul meu de vedere și prețul este cel care nu trebuie discutat. Este ceva care nu are rost să mai discutăm, că a fost un raport de evaluare, e ca și cum n-ar fi, dar și perioada de concesionare este cea care ar trebui să fie luată în considerare sau reconsiderată. Dar eu aș pleca de la un principiu și care odată și odată poate reușim să ne facem o idee completă sau să răspunem și avem o strategie. Consiliul Local ar trebui să aibă un principiu în ceea ce privește situația terenurilor sau gestionarea terenurilor. Dacă concesionăm, pe cât concesionăm, de la ce preț se pleacă în Târgu Ocna, pentru că Târgu Ocna nu este un oraș care să fie atât de răspândit pe nu știu ce kilometri pătrați. Distanța de la orice teren, dacă o să o luăm până în centrul orașului, este cam aceeași. Fiecare poate să-i placă sau să nu-i placă atunci când vrea să facă o concesiune. Îți de acord cu ceea ce spune domnul Antoche, că ar trebui să ne valorificăm, poate chiar anumite dialoguri. În perioada următoare o să vedeți că o să trebuiască să urcăm și pe acolo, nu știu, dar în câți ani. Dar eu cred că trebuie să ne păstrăm acest, să avem un principiu, să avem o strategie în ceea ce privește terenul și să fim consecvenți. Asta este propunerea mea, să fim consecvenți ce facem cu terenul. Deci vă mulțumesc frumos. Dacă mai sunt alte puncte de vedere, ca să nu... Eu, în aceste condiții, o să pun la vot cine este pentru. Cine se abține. Împotrivă. Deci, în condiție, proiectul nu a trecut. Probabil că executivul o să găsească o variantă, o să o mai analizăm și o să vedem care este situația. Vă rog să-mi permite să trecem la următorul punct de ordine de zi. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local. Avizul comisiilor. Comisia Economică. Discuții pe această temă, dacă sunt. Când vă spun la vot, cine este pentru? Împotrivă. Se abține cineva? Domnul Maciu. Deci, în această condiție a trecut și acest punct. Cu permisiunea dumneavoastră, o să vă rog să fiți de acord ca să trecem la punctul 2 de pe suplimentarea ordinii de zi, așa cum v-am prezentat-o,
și să lăsăm punctul 6, interpelări, întrebări, răspunsuri, la urmă, dacă sunteți de acord. Cine este pentru? Vă mulțumesc, vreau să nu mă amintate, deci putem să trecem la punctul 2 de ordine a zilei. Proiect de hotărâre privind alegerea viceprimarului orașului Târgoviște. În aceste condiții, vă rog, propuneți, nu? Trebuie să facem propuneri sau citim întâi propuneri pentru domnul Avalat. Eu îl propun pe domnul Nuțu Costache ca și candidat pentru a obține funcția de viceprimar. De domnul Nuțu Costache, o propune, domnul Biuia. În partea Partidul Național Liberal, propun pe domnul Mihai Nuțu ca viceprimar al orașului Târgoviște. Vă mulțumesc mult. A doua propunere de domnul Nuțu. Mai sunt și alte propuneri. Vă mulțumim frumos. Dar îmi dați voi să mă lăsați să vă pregătesc pe mine de vot? Da, vă rugăm. Procedura, bănuiesc că se cunoaște de colegi, dacă nu o să ne explice în niciodată, doamna secretară. Deci, în urmă, și vă rog, am dreptul candidatul pe care îl preferați să puneți da și în dreptul cel pe care nu preferați, nu. Sau puteți spune doar da, am dreptul candidatul pe care îl preferați. Foarte bună învățătură, dar să respecte procedura. Vă invit în cabina de vot. Cine are de vot? Da, câte unul s-au strigat? Câte unul. Comisia de validare, aceeași de acum sunt
majoră, eu rog lângă mine, ca să puteți un mare mai mult. Haideți, vă rog. Domnul Măciu, că-s domnul Măciu. Ce se face? Ce se face? Ce se face? Domnul Pațel, frate. Presicilăm. Sunt în orașul Târgu Ocna, pentru că problemele, mai ales ale adolescenților, ar trebui să fie luate în seamă. Și în acest sens, medicii școlari ar trebui să-și facă apariția în cabinetele școlare. 2. A doua problemă.
aș vrea să întreb care sunt criteriile de acordare a titlului de cetățean de onoare al orașului, pentru că mă așteptam ca de zilele orașului anumite personalități pe care, din fericire, le mai avem în viață să fie ridicate sau să li se recunoască contribuția la istoria acestui oraș. Și mă refer la domnul profesor universitar Gheorghe Drăgan, care n-a fost invitat aproape niciodată, ca să nu zic niciodată, la anumite festivități. Dumnealui este un scriitor reputat, un istoric de asemenea, și cred că n-ar trebui să așteptăm ca oamenii să moară fără a le aduce acest prinos de recunoștință. Iar o altă problemă, și aici aș avea rugămintea ca să se răspundă în mod punctual, pe punct, cu da sau nu, întrebărilor puse de noi. Și anume, aș vrea să știu cine se ocupă, persoana care se ocupă, din partea dumneavoastră sau din partea executivului primăriei, de Biserica Sfântul Nicolae. Și anume, știți foarte bine că guvernul alocă pentru centenar, pentru refacerea monumentelor, anumită sumă de bani. Monumentul respectiv este de interes național, dar asta nu înseamnă că noi, ca oraș, nu trebuie să cerem și să luptăm să ni se dea acele fonduri, pentru că biserica zace în această stare de foarte, foarte mulți ani. De asemenea, cu riscul de a supăra pe domnul primar, aș vrea să vă spun că în orașul Târgu Ocna nu toți sunt fanii inteligenței artificiale, sau nu toți au posibilitatea să aibă cont pe Facebook sau să acceseze anumite site-uri. Și atunci avem o construcție destinată informării populației despre anumite hotărâri, despre anumite evenimente din orașul Târgu Ocna, și știți la ce mă refer, că este în fața hotelului și este foarte frumos făcută și nu înțeleg de ce nu este pusă sau în stare de funcționalitate și de ce programul zilelor orașului, de exemplu, au fost afișate pe geamurile la diferite magazine. O fi și asta o politică, pentru că omul se duce la cumpărături, dar să încercăm și puțină civilizare, ca să spun așa, a mediului acesta informațional, care să devină accesibil fiecăruia dintre locuitorii acestui oraș. Poate vi se par probleme minore, dar aceste probleme fac cumva faima, ca să spun așa, a acestui oraș. Și în sensul acesta aș vrea să știu cine se ocupă de emblema orașului. În momentul în care intrăm în orașul Târgu Ocna, sunt acele sonde care nu mai sunt actuale, pentru că orașul Târgu Ocna nu mai este un oraș al petroliștilor. Nu mai este chiar nici un oraș al minierilor, dacă este să o luăm așa. Este un oraș turistic. Și să dăm cezarului ce e al cezarului. Și domnul viceprimar cred că cunoaște mai bine problema. Și anume, înainte de Revoluție, de la județeana de partid, au venit niște propuneri. Deja se făcuse fundația spitalului, dacă vă aduceți aminte. Nu s-a mai
continuat, deși Târgu Ocna și Slănicu n-au niciun fel de spital și zona este destul de mare și fără acoperire medicală în sensul acesta. Apoi, despre deslipirea, ca să zic așa, a orașului Târgu Ocna de Slănic pentru a deveni oraș turistic, a luptat foarte mult fosta primăriță, doamna Maria Giurgiu, după câte mi-amintesc. Domnilor, să nu ne batem cu pumnul în piept. Am continuat niște idei bune și asta spre cinstea noastră. Și am înmormântat unele tot atât de bune. Asta spre regretul concetățenilor din acest oraș. Acestea sunt problemele. Domnul primar, n-am nicio problemă cu sănătatea și vă doresc și dumneavoastră multă sănătate și eu nu mă cert și știți de ce, pentru că cu un om deștept nu mă cert, că n-am de ce, iar cu un om prost nu mă cert, că n-am cu cine. Și atunci sunt foarte pașnic. Mulțumesc frumos. Dacă se poate Facebook, dacă cineva și răspunsul partea executivului vizare de probleme de educație. Vă rog. Doresc să dau răspunsul la întrebările pe care le-a ridicat doamna profesoară. În Târgu Ocna sunt 6 cabinete medicale, îndeplinite 4 asistenți, care sunt finanțați de Direcția de Sănătate Publică și sunt coordonarea școlilor și a primăriei. Colaborează cu medicii. Criteriile de acordare a titlului de cetățean de onoare sunt stabilite într-un regulament. Domnul Drăgan este fiul al orașului, a fost invitat la toate întâlnirile de care am avut cu fiul orașului. Nu am avut nicio propunere pentru a fi cetățean de onoare al orașului. Dacă apare o asemenea propunere, Consiliul Local o va analiza și a hotărât. Biserica Sfântul Nicolae a fost trecută de noi pe un proiect către guvern pentru anul centenar, în care am trecut și biserica și cimitirul, drumul la Măgură și drumul la Cireșoara. Acestea sunt obiectivele care au fost trecute și propuse de noi, cu toate datele tehnice, pentru a se obține finanțare în anul centenar. Referitor la afișierul de care vorbim dumneavoastră, o să analizăm să punem un alt afișier, pentru că acolo fiind proprietate privată, a căpătat o altă utilizare. Dar dacă la propunerea noastră găsim locul unde să afișăm, cu mare plăcere. Foarte puțin mai mult. Cei mai mulți iau aceste informații moderne acum pe site-ul primăriei. Semnul de la intrare cu sonda, o să ne gândim să scoatem sonda de acolo și o să gândim să facem o altă emblemă la intrare în oraș. Dacă și sonda acum se exploatează și sare, poate fi interpretată și sare. Noi avem cel puțin 15 sonde care funcționează și se face exploatarea pe care umedă cu sonda. Deci nu cred că este motivul acesta să scoate neapărat. Dumneavoastră sigur că fiind legată de sondele de petrol din tinerețea dumneavoastră și mult regretatul nostru prieten și soția dumneavoastră, Dumnezeu să vă odihnească, atunci nu ce-am pățit până la urmă, că am dat terenul, Foserco, mare întreprindere, exact. Și până la urmă am ajuns acum că pentru 2 metri pătrați jos la stația de curare, să ajungem la Washington DC, pentru că acolo este bordul noi în societăți. Prima sondă forată mecanică a fost la telefon. Se șterge exact emblemul pentru care suntem nominalizați. Corect ce spune domnul Bucur. În cartea de istorie a exploatărilor de petrol din România, prima sondă forată mecanică în România a putut la Târgu Ocna, la Măsoare. Nu se știe deja problema asta. Deci, doamna profesoară, vedeți că sunt și păreri diferite și haideți să lăsăm sonda acolo, că stă bine. Nu e nicio problemă, dumneavoastră. Referitor la spitalul din Târgu Ocna, știți că... D'accord. Deci sunteți noastră convinsă că e bine să lăsăm. Sigur. Nu se lăsă. Sunt convinsă că se poate găsi
ceva legat de ideea de oraș istoric și turistic. O să ne gândim acum pentru stațiune, suntem din 2002 stațiune turistică de interes național, suntem stațiune bani din 2013. Și pentru că tot vorbesc de aceste două stațiuni, o să vă răspund la ultima întrebare. Că nu ne-am separat de Stănic, sau separat de Stănic, doar cele două clădiri Măgura, de întreprinderea balneară Stănic. Dar mai bine că ne-am separat, pentru că nu s-a întâmplat la Stănic. Pentru că întreprinderea balneară a intrat în faliment, tot ce a fost trecut în patrimoniu s-a vândut. Și așa s-a ajuns la Stănic, de terenul de acces la izvoare, este proprietate privată, și unii permit accesul, alții nu permit. Și la Stănic Moldova sunt două izvoare care sunt trase de către primărie, pentru că actualul proprietar nu permite să se treacă pe terenul lui. Și interesant este că la Sorna 2... Dinainte de revoluție. Discutați. Și atunci Târgu Ocna nu s-a separat. Târgu Ocna este stațiune pentru ceea ce are Târgu Ocna. Și dacă a durat 11 ani și erați consilier când am început în 93 documentația pentru stațiune balneoclimatică și erați și noastră consilier și ați aprobat, a durat 10 ani până am devenit stațiune. Și iarăși încă 12 ani până am devenit stațiune bală. Stațiune bală suntem pentru că izvoarele de la Târgu Ocna sunt 7 izvoare care au licență de exploatare și explorare pe primăria Târgu Ocna. Și poate ideea de a lua pe primărie a fost salvatoare, pentru că dacă era pe întreprindere, poate pățeam trasă din Moldova. O singură problemă vreau să vă zic, o singură întrebare ați mai avut, spitalul. Ce a fost înainte de 89, nu s-a turnat nicio fundație, s-a făcut doar o săpătură pentru un bloc pe strada Lătus. Spitalul trebuia să fie vis-a-vis de foraj, toate casele de acolo urmau să demoleze, decretul de expropiere nu a mai fost pus în mișcare, în acțiune, pentru că a fost caduc, pentru că în 89 octombrie s-a dat decretul și în decembrie a fost revoluția. Nu s-a mai făcut spitalul din acest motiv, că nici nu a fost finanțare pentru el. Iar acolo unde spuneți dumneavoastră că vis-a-vis de școala 2 era pornit un bloc, exact cum este blocul din unde a fost maternitate. A doua chestiune, spitalul a fost închis pentru că a fost în subordinea Ministerului Sănătății și atunci când s-a făcut o analiză și o evaluare a spitalelor, pentru că spitalul din Târgu Ocna a rămăsese cu 4 secții, știți, cu Voicenii și cu ce, cu doctor Ionescu, cu domnul doctor Nochi, când au venit, au zis, dumneavoastră, nu vă puteți numi spital dacă nu aveți toate secțiile. Și ei l-au închis, nu noi. Am obținut atunci să facem un spital de 40 de locuri în clădirea fostei maternități, în subordinea Spitalului Moinești, ca secție de boli cronice, dar ulterior s-a considerat, după ce am obținut aprobarea, că nu este oportun și s-a făcut secția la Moinești. Dar în clădirea fostului spital s-a făcut un centru de îngrijire și asistență pentru persoane cu dizabilități, unde lucrează 65 de persoane și unde sunt 50 de beneficiari. Acum avem un proiect pe care l-am semnat săptămâna trecută, cu Direcția de Asistență Socială, unde vom mai face încă 4 locuințe protejate și unde vor mai fi circa 10 locuri de muncă. Mulțumesc! Eu și dumneavoastră, doamnă profesoară, haideți că ați fost în acest consiliu 8 ani, scuzați-mă, ați fost în acest consiliu 8 ani, ați fost profesoara mea de limbă română, eu vă respect, dar dacă punem problemele punctual, eu tot punctual vă răspund și aduceți o contribuție la dezvoltarea orașului, așa cum ați făcut-o de când aveați 18 ani și erați profesoară, tânără profesoară de română și când ne-ați învățat pe noi și ne-ați și pregătit bine, de-a reușit la școli și acum doresc să fiți constructivă așa cum ați fost întotdeauna. Mulțumesc! Și din păcate m-ați votat și în 92 și în 96 și o să mă votați, m-ați votat și în 2016 și cred că o să votați și în 2020 cu cel mai bun candidat. Este totuși o onoare, cred că, pentru domnul primar, dacă vă cunoaște de la 18 ani. Îl invidiez pe domnul. Vă rog, poftiți. Vă rog să vă și prezentați. Da, sunt din Târgu Ocna de aici și am un problem. Am un teren de 20 ceva de prăjini la Săgeata. Eu de 3 ani de zile plătesc impozitul la acel pământ și nu pot să-l folosesc datorită faptului că a venit un băiat deștept și a închis drumul. Și a adus mașini secăzent acolo, a luat drumul, nu mai poate să-l rezolve nimeni. De ce? Nu știu.
Am făcut reclamații la primărie, am făcut reclamații la poliție, am fost pe peste tot. Și mi s-a spus în ultima instanță să mă duc să-l dau în judecată pe acel băiat deștept. Păi cum să-l dau în judecată, că nu-i drumul meu. Am căutat la primărie, am găsit harta drumului care există drum, dar nu mai există că l-a închis acest băiat deștept. Și a pus mașini second hand acolo și nu mai poate nimeni să o rezolve. De ce? Nu știu. Și a venit aici la dumneavoastră că sunteți atâtea capete luminate, poate, poate o rezolvăm cumva. Asta mi-e doleanța. Dacă vă dați mai bine cineva, problema... La strada Săgeata se află undeva pe strada Mișa, spre calea ferată. A fost, într-adevăr, un drum de exploatare, pe lângă calea ferată. Terenul nu e numai domnicită și acolo sunt mai multe persoane. Cetățeanul respectiv, atunci când s-a cumpărat terenul și și-a făcut cadastru, a prins și acest drum. Suntem în discuții cu el, el spune care avizul de la calea ferată, sunt tot felul de probleme acolo. O să încercăm să lămurim această problemă, dar să știți că el a venit la mine cu un document, cu o hârtie semnată de la câțiva din proprietari, care spun că nu trebuie să aibă accesul pe lângă calea ferată pentru că ați avea de strada Săgeată. Deci, doar insistențele dumneavoastră. Și haideți să lămuriți această problemă, că nu aveți altă cale de acces, atunci, în instanță, ca și serviciul de trecere, putem să obținem acest lucru. Dar să știți că el are următoarea procedură. Cum găsești un nemulțumit, îi cumpără și lui terenul. Dumneavoastră cred că n-a ajuns la o înțelegere. Dar dacă dumneavoastră insistați, domnule, dacă insistați, și haideți să mai vedem câți mai sunteți, că mai sunteți dumneavoastră și cu doamna Mușat, care spune care are acest. Ați-mi o listă cu toți și sunt de acord ca să merg acolo, însă nici nu ne putem implica într-o problemă dintre proprietari. S-a greșit când s-a dat titlul de proprietate atunci, dacă a fost drumul, dar și cei de la CFR spun că intră în zona lor. Dacă doriți să apeliți și punctual, noi vă sprijinim pentru acel drum de acces, numai ca să fie într-adevăr util mai multor cetățeni. El spune că a cumpărat, cum spuneți noastră. De la cine a cumpărat? Că primărie nu apare locul cumpărat. Drumul nici atât n-a putut să-l cumpere. Iar gardul care l-a făcut el lângă linia ferată, ce aprobare a primit de la CFR dacă el mai are 2 metri de linia ferată? Și el trebuie să aibă azi 12 sau 15 metri. Că acolo a fost drum. Deci e clar. Există hartă în primărie cu drum. Haideți să rămânim problema. Relația cu calea ferată, el și-a rezolvat-o cu opțiunea acceptul lor să-și facă parcarea și a făcut acolo depozitul de mașini. Relația cu dumneavoastră trebuie să rămânim. Pentru că vă spun acum, dacă nu știți la cine a cumpărat, a cumpărat la Pavarache. Pavarache a cumpărat de la mai mulți și a vândut lui. Deci haideți să luăm punctual și să nu mai... Veniți la mine și vedeți cât sunteți acolo, cât nu aveți drum de acces și încercăm să o lămurim concret. Pentru că ați fost acum câțiva ani, atunci ați mai rămas câțiva din cât ați fost și haideți să o lămurim. Dacă vreți, veniți într-o zi în primărie, când vreți noastră, veniți și încercăm să reluăm problema și da? Vă mulțumesc! Da, da, da. Da, dacă mai e cineva care dorește să sau are problemă. Bună ziua! Nu trebuie să vă mai prezint, că mă știți. Domnul Ilie, exact cum spunea domnul primar, cu toată stima. Așa. Domnul primar, cum spunea dumneavoastră cu drumul la Băieții, că cu cadastru, cam așa au făcut Salina cu drumul de la când eram copii. Știți, exact cum a comentat dumneavoastră treaba asta. Domnul Ilie, am aici de la domnul Andrușchi, de a primit ori dumneavoastră, nu? De la doamna Mihaela Lase. A răspuns lui domnul Andrușchi. Păi da, dar i-a dat greșit, i-a dat cum a vrut. Dar de cine a zis, băi fraților, la banii care aveți ca minister, care i-am eu ca director, veniți la Târgu Ocna, că mâini scriu. Azi am vorbit cu domnul Nicoară. Știți cine, nu? Și am sunat și la doamna Mihaela, în concediu de voastră. Nu-i nimic, vine voastră. Deci, și azi am vorbit și la cabinet la domnul ministru. Îi trimit hârtie. Fac o întrebare la dumneavoastră. Foarte bine că s-au apucat de drumul de Sandina. Adică e foarte bine drumul de la... E minunat. Dar fac următoarea întrebare. Ați văzut ce lățime. Partea care n-a aparținut de Târgu Ocna, cine îl plătește? Sandina? Dați-mi un răspuns. N-ați înțeles. Ecartamentul drumului cât are? 6 metri, da?
că la strada Bijorii l-am gustat capătul cătuvița lui. Ați văzut, o plecat de la 6 metri, a ajuns la 4. Aici cât aveți de cartamentul, domnul primar? Vorbiți, spuneți, da, pe cartamentul. Deci, acum s-au lățit. Cine plătește? Deci, o parte trebuie să plătească orașul și o parte Salina, că face și pe partea lui Salina. Că așa spune aici, partea, nu știu ce cârtie, nu aveți o dată. Poate domnul primar nu are. Am venit de plicul și mâine trimit mai departe, dar am vorbit la cabinet. Și problema care este? Cu mașinile care vin în parcare, n-are Salina bani să plătească oameni de dirijat, de trebuie oameni de la primărie? E o treabă și aici. Nu dirigează primăria, pe banii noștri, mașinile din parcare. E bun cu semaforul acolo, minunat. Că n-avem ce face acum, nu trebuie. Dar problema care este, și v-am rugat și pe dumneavoastră telefonic, să nu mai parcheze chiar în buza semaforului, că vă strâncutorează treaba, n-avem ce face. Dar trebuie să înghițăm până se termină. Până se termină treaba. Și cum zicea domn primar, iarăși cu problema cu gura zlănicului. Noi nu avem delimitările, placa de delimitare de localitate, domn primar. Unii se termină Târgu Ocna, unii se termină Zlănicu. Ați înțeles? Că eu chiar acum mă gândeam, acum cariera e armată sau e loc? Că aici am copilărit. Când bubuiau, știți, da, când se făceau pietrele din moară. Acolo e a noastră. Nu, păi asta e una. La strada Bișorii, știți că am discutat așa afară. La strada Bișorii, domnul Dima, sunt mai multe dumneata, vii în fiecare, da, ședință. Păi, când trebuie să spunem. Când ai dumneata timp, păi vii în fiecare ședință, de câte ore e nevoie și ne ții aici o teorie și noi mai avem și alte probleme. Păi, de ce suntem plătiți? De ce suntem plătiți? Nu. Ce, păi pe toată să stăm, păi stăm, nu, domnul primar. Dumneavoastră, am ținut de ori pe niște lucruri ca să, păi, ne spui, da, cum facem, păi, și lucruri, da, pune, da. Am o rugăminte ca... Dar să vorbesc și eu? Nu, dar tata, termin, eu plec. Eu vă spun ce am vrut. Păi nu, dumneavoastră, nu ai stat nici data trecută, păi, ca să asculți răspunsul. Da? Dacă aș avea salariul dumneavoastră, aș sta. Domnul Dima, dumneavoastră, vii numai ca să fii filmat decât... Nu are voie, vii închide noi. Numai vii să fii filmat. Păi data trecută, ai plecat. Cu tot respectul ți-o spun față de toți ceilalți cetățeni și colegi consilieri. Vreau să vă... Nu, numai nu. Vezi că nu ai răbdare. Vezi că nu știi să asculti. Dacă erați în Târgu Ocna născut... Mai învățăm până la vârsta dumneavoastră că trebuie să și asculti. Auziți? Dacă erați născut aici, cu domn primarii de aici, o copilărit aici, cu tot respectul, dacă erați de aici, vă durea capul din Târgu Ocna. Dumneavoastră ieșiți la pensii, pe ei. Ați plecat. Casa mea ți-o dau mata când trec de Târgu Ocna. Mulțumesc. Domn primar, acolo cu strada Bișorii, nu terminat ieri pașul la unii containerul ăla din gunoi. Chiar vă rog frumos, știți unde spun. Că am zis cu drumul spre cimitir, acolo ar putea o leacă să facem un efort să fie asfalt. Că mai duce morți și măcar îi duce prin partea asta, nu mai trădească niciunul. Dar acolo știți că nu s-a terminat la treaba cu Ermașul. Da, și întrebarea este cu Casa Uniunii. Știți care vorbesc? Unde o starușă? Clădirea aia mare. Stă de ani de zile, a cumpărat-o, ce facem cu ea? Că e bun, că e monument istoric. Da. Nu? E bine. Da. Cam asta. Da. Știți? Vă rog. Domnul Dima, eu răspund la întrebările dumneavoastră. Două din ele mi-am spus data trecută. Haideți, vă rog frumos, să înțelegeți că toți domnii consilieri are și probleme importante. Vă rog frumos, vă luați notiții, stați pe scaun și notați, că a doua rând mai spune. Vă rog frumos, da? Haideți să le luăm pe rând. Cu proprietatea Salinii. Drumul care este pe lângă benzile transportoare și care merge Salina, unde și eu și dumneavoastră și toți cei din Bărcele, au circulat acolo. În 96, când s-a făcut catastrof, s-a trecut în proprietatea sa. Domnul director, când a venit și pe postul care l-are acolo, trebuie să apele un patrimoniu. Da? Da. Aici, în Consiliul Local, și domnul director, și eu apărăm interesele cetățenilor și a Bărcelei. Și la propunerea domnului consilier Pavalache, ați văzut cum a venit data trecută. Punctual, corect, că trebuie răbdare și înțelepciune dacă vrem să rezolvăm problemele. Da. Noi dezbatem această problemă.
și vom găsi o cale pe care să lămurim această problemă. Da? Punct. La asta. Doi. Drumul de la Salina. Nu s-a început mai repede să asfalteze că ați venit dumneavoastră aici, că ați făcut pana acolo. Domnul Dima. N-am avut. Domnul Dima, te rog, ascultă-mă, ca să înțelegi niște lucruri. Deci trebuie să pleci lămurit, nu mulțumit. Deci sunt niște termeni de execuție. Delatarea locației, primirea constructorului, constructorul și organizează tot ce acolo, cu proiectantul, cu dirigentul, tot ce acolo, da? Nu vine primarul să spună că pună bolovan mai mari sau mai mici. Nu vine primarul să spună fă drenuri. Nu-i treaba lui, da? Deci ca să înțelegi. Și dau exemplu cu centura, pe... Nu o făceam înainte de zile orașul? Care centura? Nu s-a putut. Domnul centura gura sănic, s-ar de la una la altă. A făcut-o domnul Brașoveanu. Domnul. Vă spun eu, știți câte telefoane și vorbesc? Domnul Dima, n-am nicio treabă, domnul Brașoveanu, cu centura. Președintele Consiliului Județean și am tot respectul pentru dânsul. Vă spun sincer. Domnul, aș pe drumurile naționale nu face drumul județean. Ascultă-mă un pic dacă ai venit, ai să înțelegi. Bine, ai vorbit și mi-a tras aici. Domnul Dima, vreți? Da, de-aia am vorbit respect. Ascultă-mă ca să înțelegi. Domnul Brașoveanu dă dispoziție la drumul județean. Drumul spre Mănăstirea Măgura este început de, de Consiliul Județean, pentru că este drumul județean care aparține drumul județean. Nu din Măgura vorbesc, ăla care trece pe la Sondi vorbeam. Mă asculți? Ascult. Dacă vrei să... Nu! Acolo au făcut drumurile naționale pentru faptul că este centura ocolitoare unde a apărut dreapta, ca să fie clar. Deci drumul național, la drumurile naționale a făcut intervenții noi și am fost în comisia pentru situații de urgență la Bacă, unde am cerut ca varianta ocolitoare să fie pingura stării. Au asfaltat inițial 200 de metri și au abandonat și când a venit doamna prim-ministru aici și cu ministrul de interne, nu dați din mână că așa este. Am dus-o pe acest drum și a fost domnul ministru care este din Bacău și atunci am făcut intervenții, cine a fost în delegație știe, pentru acest drum. Și se face. Haideți să revenim la Salina. Eu te respect frumos, dar la urmă știi, ne știm de mult și ne... Te rog frumos. Deci la Salina. Drumul de la Salina a fost proiectat pe 6 metri, cum se face fiecare drum. Când s-a desfăcut acel beton de 25 de centimetri, s-a turnat beton acolo. Păi puteam foarte simplu să turnăm asfalt peste beton și era toată lumea mulțumită, trăgea marcaje și nu era făcut din mult timp. Dar când am dat betonul afară, s-a constatat că acolo sunt câteva izvoare, că a trebuit să se facă drenuri, că a trebuit să se facă o infrastructură pentru 50 de tone mașini care trec acolo și pentru că acolo se încarcă și sare. Și atunci s-au schimbat variantele care au fost proiectate inițial și s-a trecut la aceste variante. Mai mult de atât, a trebuit să se aducă rocă vulcanică de la Măcin, pentru că în zona asta nu avem bolovan, noi în zona de spin. Nu, domnul primar, stai că nu e chiar așa. Este o rocă care nu trebuie să compacteze, să nu se sfărâmi la greutatea care este. Ceea ce spuneți dumneavoastră, de la cei 6 metri care au fost proiectați în partea stângă și partea dreaptă, până la gardul Salinei, unde este proprietatea Salinei. Și aici fac o paranteză personală, am fost, după ce am discutat cu domnul Ilie, la Societatea Națională a Sării, să intervenim, să nu mai încarce în drum. Și o să vedeți că ideea a fost preluată și a acceptat-o și domnul Ilie, vor încărca sarea pe viitor apropiat în curte. Dar, de la cei 6 metri, pe stânga și pe dreapta, fiind parcare și trotuar, aveam următoarea variantă. Proiectantul a stabilit că pentru trotuar și pentru parcare nu este necesară aceeași infrastructură cu bolovan de la 60 cm, da? Când am analizat-o împreună, zic, dar stai că la mare când vine cu tirul de 50 de tone, ăla nu se uită că e trotuar sau parcare. Iarna, zăpada mare, va trece peste el. Și am ajuns la concluzia că ar fi bine ca pe întreaga porțiune să se facă aceeași infrastructură. Adică am văzut bolovan mari, bolovan mai mici, iar nisip, iar stropit cu apă. Pentru că vreau să vă spun, domnul Dima, să vezi numai ce vreți, noastră, vedeți acolo. Dar ați văzut băiatul ăla care vine cu aparatul ăla când dă drumul la bilă și dacă tasarea este mai mare, de 0,3 mm, scoate iar și bagă? Asta vreau să vă spun, că se fac lucrările de specialiști. Și câtă garanție, domnul Dima? Atunci, deci, ați înțeles, da? Și atunci cei care înaintează știu ce au de făcut. Atunci, frumos, toată lumea s-a bucurat când a văzut asfaltul. Dar asfaltul se toarnă într-o zi, a văzut pe celelalte străzi. S-a turnat într-o zi și avra mea cu Ștefan Constantinescu. Se toarnă foarte ușor asfaltul. Ce bași sub asfalt. Vedeți la Brătești dacă n-a fost bine aranjat, cum s-a vărurit. Deci vă rog, lăsați-ne. Haideți să avem răbdarea, să avem înțelepciunea necesară, că nu țipând și strigând unul la altul și făcând tot felul de pene și de defecțiuni și blocând circulația, rezolvăm problema. Ce o rezolvăm? Discutând, cu
specialiștii și lăsați să găsească soluții. Uitați, altă problemă care a apărut la Sali. Domnul director a obținut finanțare pentru porțiunea de, de lângă Bez. A avut licitația loc. Licitația aia vin 5-6, durează, toate durează, ca așa spune legea. Și acum dânsul nu poate să depășească termenul să aștepte constructorul de la care ia primărie, da? Unde licitația la primărie, până terminăm noi să predăm locația, să poată merge mașinile și să apuce în partea asta. Și atunci vom întrerupe de mâine sau de poimâine, de luni, întrerupem constructorul de pe drumul Salinei, pentru că el are în continuare de făcut de la autogară până la Salina și de la Chioșcu Galben până acolo. Și face alte lucrări și îi dă voie domnului director să intri constructorul, închide porțiunea toată, că nu mai merge ca aici, ca la voi, închide toată porțiunea și o să facă porțiunea de la Bez, da? Eu aș dori așa, să vină domnul Dima sau altcineva care tot critică ce face noi și spună, domnul primar, aici ai greșit și trebuia să faci așa și nu așa. Răs că povestim așa și dăm cu presupusul că îi spun că e ieftin. Haideți să fim răzări. Avem consultanți de la Iași, avem dirijit de șantier, din primărie, doar ce mergem, constatăm și supraveghem lucrarea. Păi asta e, să meargă, să constatăm. Eu foarte bine faceți, dacă și eu să zic. Foarte bine că opriți aici și dați dincolo, că acolo e tonaj mare. Vreau să-ți dau și eu două răspunsuri. Dacă ai răbdare. Da, domnule, vreau să termin toate, că eu așa sunt învățat. Asta e respectat reciproc. Deci, așa, mai departe. Eu vreau să vă spun un lucru. Pe Gura Stănic. La acea surpare care a avut loc în Gura Stănic pe DN12. Da? Ce s-a întâmplat? Inițial, proiectantul a stabilit o soluție. Când s-a scos asfaltul și sub asfalt s-a desfăcut betonul, s-a constatat că nu este ce se prevăzuse inițial, că ar fi foarte adâncă surparea, acolo s-au stabilit niște stâlpi de susținere. Și atunci, au venit proiectanții și de aceea s-au oprit lucrările. Vor veni cu o altă variantă. De zile orașului, am rugat pe cei de la Drumul Național, am vorbit cu domnul director, vă rog frumos, faceți un fir să meargă mașina asta. Domnule, nu pot. Drumul este predat constructorului. Dacă se întâmplă ceva pe acel drum, răspunde constructorul. Și are dreptate. Deși toți am trecut pe acolo și eu. Da? Și atunci, gândiți-vă că nu facem ce vrem pe drumul național. Ați văzut că am vrut la Târgu Ocna la intrare. Când spuneți dumneavoastră, zice, știți că noi punem Târgu Ocna cu I, cu I din I. Și cei de la drumul național pun cu I din A. Pentru că tot și așa vor să pună. Niciun semn nu pot să fie pe drumul național. Am avut discuții zilele trecute cu directorii, cu cei de la Drumul Național, pentru marcajul care s-a făcut. Suntem în discuție acum cu centrul orașului. Am vrut să scot semnul de interzis la stânga, din față, de la Zamfir. N-au fost de acord. Mi-au spus, domnule, se întâmplă ceva. O să vedeți că punem sensuric dinspre piață încoace și vom pune acolo, vom scoate trecerea de pietoni de la Vasfor și rămâne cea de la Zamfir, unde încercăm să punem un semafor. Nu e așa de simplu. Pentru că vin specialiști să-i avizi de la poliție, să-i avizi de la drumuri. Pentru că oamenii răspund dacă se întâmplă ceva. Cu strada Vișa, lucrarea nu s-a terminat acolo. Pentru că am vrut să vedem, odată ce s-a făcut bombajul drumului și apa se scurge pe stradă și are cădere în părugăle anului, dacă mai este necesar acel șanț care era prin fața caselor. Da? Cei care sunt până aproape de Lupașcu, spun, domnule, la noi n-a mai apărut apă. De la Lupașcu încolo, când au fost ploile, a apărut apă. Și atunci facem șanțul până la părul la Vișoara, la Drăgan, unde este părul ăla spre Vișoara, iar încoace nu mai facem. Și o să facem și trotuarele și se va închide. Strada Viitorului, de care ziceți dumneavoastră, că Viitorul îi urmează Domnul și apoi cimitirul, te rog frumos. Da. Viitorul și apoi cimitirul. Spre cimitir. Am înțeles. Strada Viitorului s-a făcut doar o porțiune, ea este prinsă pe alt proiect, care avem noi pe măsura 7-1, unde sunt 23 de străzi. Da, Casa Borisov și închidem. Da, Casa Borisov. Casa Borisov a fost cumpărată de primărie și încercăm să găsim finanțare. Am vorbit cu consultanții de la Iași, am vorbit cu consultanții de la Piatra Neamț. Să găsim o variantă care să finanțeze monumentele istorice. Și noi sperăm că vom găsi. Vreau să-ți dau răspuns și eu, dacă e de acord. Data trecută ai fost un cetățean al orașului care a venit cu o problemă.
și am dorit să-ți dăm răspuns. Da, dumneata, ai venit, ai citit de pe telefon, ai făcut niște oameni mincinoși și ai plecat. Nu, am hârtie. Îți dau voie să comentezi pe urmă, dar până atunci ascultă-mă, dacă nu mai spun nimic. Dumneata, n-ai nevoie de răspunsul, dumneata, ai nevoie de ce crezi dumneata și pe urmă pleci. Pleci. Ba da, ai plecat. Ai făcut niște oameni mincinoși. Nu mă te rog să taci. Nu ai... Mai te-am ascultat? Poți să taci? Altfel nu-ți mai dau niciun răspuns. Mă așez jos, declar ședința închisă și cu asta basta. Înțelegi? Dacă nu vrei să asculți. Că nu ai învățat până la vârsta asta, că atunci când un om vorbește, ca să poți să înțelegi ce îți spune, trebuie să asculți. Nu poți să vorbești peste el, că nu ai să înțelegi. N-ai să rămâi cu nimic din ceea ce vrea să-ți transmită omul. Eu am vrut doar să-ți spun așa, că data trecută ai spus așa. Am făcut scris la Societatea Națională a Sării, la directorul domnul Dumitru Matei. De acord, ai făcut scris. Cunosc acea problemă, acel răspuns pe care ți l-a dat. Și ai spus că am mințit. Am răspunsul care ți l-a dat domnul director general. Domnul Dima, n-am mințit omul. Programele de investiții la Societatea Națională a Sării sunt conform legii, sunt anuale, e pe parcursul anual. Acel proiect de care discutăm noi, asfaltarea pe care dumneata spui că omul ăla a mințit, ți-ai permis să faci un om mincinos, ceea ce nu ai dreptate și te rog să taci. Încă o dată te rog să taci. Ascultă dacă ai bunul simț să-l ascult. Dacă nu, încă o dată spun că nu mai spun. Am început să vorbesc pentru stimă, pentru oamenii ăștia. Nu pentru dumneata. Pentru că pentru dumneata am vorbit de multe ori și eu te cunosc destul de bine. În condițiile astea, te rog să taci. Nu vreau să aud altceva de la dumneata. Ai să vorbești cât vrei dumneata după aia. Ai făcut un om mincinos, fără să-l cunoști și fără să știi cine este. Eu îți explic că programul de investiții este anual. Am venit aici în fața colegilor, în fața cetățenilor de la Vâlcelența, implicit a dumneavoastră, să pricepeți cu proiectul, cu documentația întreagă care a stat la baza acelei licitații, cu contractul, să spun când data de... Și am spus colegilor, uitați-vă aici, în data de 9.07.2018 era contractul încheiat. Dar începuse lucrarea la drum din coace. Nu puteam. Contractul are termen de finalizare 90 de zile. De asta spune domnul primar, vom opri. Dar domnul Dima, stimați colegi, și cetățeni totodată a orașului Târgu Ocna, așa a fost toată viața. Niciodată n-a avut răbdare. Implicit n-a avut răbdare cu familia dumnealui. Așa știu eu. Poate greșesc. Și îl rog încă o dată să aibă răbdare, ca să-i explicăm, să înțeleagă că dacă s-a hotărât prin lege să se facă drumul ăla, să va face, dacă din coace la drumul Saline a început lucrările, înseamnă că se vor termina. Să încercăm să avem răbdare, să fim, până la urmă, cetățeni onești, nu să claxonăm în spatele la toți cetățenii străini care vin și ne vizitează. Eu am văzut și auzit cu urechile mele, că nu avem răbdare cu unul care e străin. Unul ăla vine și vrea și el să se orienteze după un loc de parcare. Nu. Ai noștri cetățeni din Târgu Ocna, îl claxonează să dea imediat deoparte, că trece măria sa. Ei, dați-mi voie să vă spun că răbdarea ar trebui să ne caracterizeze, că lucrările până la urmă se vor termina, o să uităm de toate aceste probleme, ori să apară altele. Și eu vă spun, legislația, încercați să o cunoaște și să vă spun, domnul Dima, m-ați făcut și pe mine mincinos. Când m-ați făcut pe mine mincinos, nu e o problemă. Că l-am suportat. Destule. Alții m-au făcut incompetent și la o săptămână a avut nevoie de mine și a venit la mine și l-am ajutat. Eu nu țin râd și nu țin pică pe un om. Eu înțeleg și știu ce doare. Și pe mine mă doare ca cetățean când niște lucruri nu sunt făcute. Dar haideți să avem răbdare. Vreți să ne dăm în cap unii la alții? Nu cred că este normal și corect.
Iar dumneata, cred, că ar trebui să înțelegi că dacă ai făcut scrisul domnul ministru, răspunsul tot de la mine de aici a plecat. Crezi dumneata că eu pot să-i fac program ministrului economiei? Sau pot să-i fac eu program directorului general? Nu, domnul Dimar. Eu sunt mai mic ca ei și primesc ordine de acolo. Dar răspunsul îl cere de aici. De asta am rugămintea. Nu mai scris, domnule, că tot noi dăm răspunsuri. Nu mai dați telefoane, că eu nu sparg agiu, domnul Dimar. Eu am treabă. Eu trebuie să stau cu dumneata la povești, la telefon. Dumneata conduce o mașină, ești cu telefonul la ureche. Domnul Dimar, ascultă, în rest nu mă interesează pe mine. Nu, 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 nu mi-arătați că trebuie să termin, că și dumneavoastră când v-am rugat. Nu mă filmați, domnule, ascultați-mă. Nu, domnul Dima e regizor de film, îi reclamangiul lui Târgu Ogna, el sună miniștrii, ce să spunem, vine domnul ministru să rezolve problema, uitați că tot noi aici trebuie să o rezolvăm. Mulțumesc frumos și mă iertați că... Domnul Ilie, referitor, acum vorbesc eu. Da, așa, vorbiți, documentul ăla. Auziți? Documentul aia, foaia care am avut-o, și spuneți dumneavoastră că v-a făcut mincinos. Pe domnul, nu, pe domnul Dumitru, nu pe el. Deci acolo în foaia aia, fiindcă n-aș citit-o, cred că. Domnule, dar tatăl nu mai nu. Deci dacă nu mă lăsați, eu atâta mai zic două cuvinte și am plecat. Deci în foaia aia spune în felul următor. La adresa făcut așa, s-a făcut conformirii cu primăria și a spus cel târziu luna mai, deci aici, și SNS-ul în cursul anului 2018. Deci n-am zis că mint ei. Nu mă vă aduc hârtia mâine la birou. De nou aveți. Declar cuvântul dumneavoastră finalizat. Domnul Rusu, îmi pare rău, ați interpretat greșit că am făcut pe dânsul mincinos. Deci alta este și referitor la drumul, cum spunea domnul primar. Eu n-am avut treabă cu DNA. L-am declarat închis cuvântul. Domnul primar, nu mă refeream la graura aia mare, că aia e cu probleme, cu câte. Aici ziceam pe la sonde, știți? Nu, domnule, drumul național, dacă vrei să înțelegi, nu mai suna pe domnul Rașoveanu de geabă. Drumurile naționale au rezolvat. De la Sfânde, după ce treci podul la stânga, porțiunea, vezi că e făcută până la ieșirii din Târgu. Mai are 50 de metri, am măsurat. Nu, numai acolo. N-ați fost, când ați fost ultima oară pe drumul ăla? Azi n-am fost, vă spun. Păi merge să vedeți că se asfaltează până sus la Târgu. Păi acum am mai ieșit, n-am avut timp. Vă rog, la proastă. Gata, sănătate. Da, continuăm punctul cu interpelare, dacă mai sunt atâta. Mulțumesc, domnul președinte. Dacă tot a venit drumul, s-a discutat despre, s-a venit vorba despre drumul de la Vamă, dacă puteți să ne spuneți ce se întâmplă, că e tăiat de mult și ăsta îi mă duc zilnic cu piciorul și nu simt. Dar săptămâna trecută am fost cu niște rude și prieteni veniți din străinătate cu mașina. Și chiar s-a simțit, dacă puteți să ne spuneți ceva despre drumul așa. Monumentul eroilor pe dealul Mărura. Adică nu e vară, totuși nu s-a terminat vara, mai sunt încă oameni care sunt în concediu. Erau cel puțin 20, 18, 20 de persoane care am fost eu cu acei cetățeni. Și era închis, nu se poate, avem responsabil, avem... Chiar vreau să intre, nu e posibil. Și era ceasul 2-1. Păi acum la Salină. Sau mă rog, nu știu, era totuși zi de lucru, nu era zi, nu știu cum asta la Salină, ziua respectivă. Despre, ați amintit, domnule primar, despre strada unde voriți sau se dorește să facem sens unic acolo la Castroane, pe lângă Castroane, fundat cu Pângerie. Nu știu dacă e corect să facem sens unic dinspre Mihai Eminescu cu sau ce strat, dinspre Campu Șilă spre Mihai Eminescu, spre Cerenghi. Nu e corect. Dar nu-i corect. Cum să facem sens unic dinspre Capitan Bușilă spre Cenegrin? Nu este. Nu așa a spus. Nu-i corect. Nu are cum să fie așa. Nu-i corect. Sunt două ieșiri. Avem două ieșiri de pe stradă. De ce facem? Facem trei și de aici nu mai avem niciuna. Cum să... Păi sunt atâtea blocuri acolo. Este piață, este strada Salini, este strada Daniela Caurea. Că aici e intrarea. Dintr-o stradă mare, principală, dintr-un bulevard, obligatoriu trebuie să aibă descărcare pe o stradă mai mică. Nu se poate invers. Sub nicio formă trebuie să propuneți asta. Sau nu știu dacă trebuie concurs. Asta o rezolvăm noi, că nu e drum național.
De la Capitan Bușilă până la CNI, drumul național? Terminați, mai dați-mi câte mai aveți și gata. Da, mulțumesc! Deci, domnul consilier, vă bucur că noastră vizitați în fiecare dimineață pentru... Nu uitați deja la bămâie, nu da, știu, și când i-am luat bicicleta, dar, am fost să merg cu bicicleta, a fost așa. Drumul de la Măgură este DJ, în drum județean, și el este în administrarea după Dumnezeu. Știu. Din discuțiile avute și vizita avută și cu domnul președinte și astăzi am văzut, constructorul a început atunci să se decapeze și s-a dus la altă lucrare, va fi plecat. Asta este, nu știu. Constructorul dacă a plecat de aici, s-a dus la altă lucrare, când termină acolo, vine aici. Trebuie să înțelegeți că sunt atâtea, este o perioadă foarte scurtă, faptul că toată luna iulie a plouat. Uitați-vă dumneavoastră cum s-a așteaptă acest asfalt. Stau mașini și lucrează, vedeți, la drumul naționale, au stat utilaj o săptămână până au venit asfalt. Deci nu putem să facem noi organizarea acolo, dar se va rezolva. El este trecut și pe proiectul pe care l-am făcut noi pentru Certelan. Vrem să facem cu semnalizare, cu niște ieșiri acolo, adică valoarea care am pus-o noi acolo chiar este o reabilitare a drumului de aici și a drumului de la Cerișoare. Și Sfântul Nicolae. Acum, în momentul la Măgură, profesorul de istorie Alin, care la muzeu, are problema acolo. Eu o să vă informez și o să zic. Domnul, când este închis, vă rog să-mi dați telefon, el asta e misiunea. Acum el nu are alt program decât la moment. Și să știți că a devenit unul din obiectivele vizitate și toate delegațiile care au fost, dacă ați observat la zilele orașului, au vizitat muzeul. Este panorama foarte frumoasă a orașului. Haideți să vă spun ce se întâmplă cu noi mai. Vă rog să mă scuzați. Haideți să vorbim cu cei de la Rusiva. Știu că ea ne protejează. Dar am putea face două, trei din astea. Domnul, avem în curs, de mai bine de 2 ani, o propunere către poporul Sibiu. Să facem schimb de teren și să ia în proprietate primăria terenul în jurul monumentului. Uitați-vă la poza din 28, când s-a făcut monumentul, când era niciun arbor. Acum s-a împădurit. Fiind zonă protejată, nu putem tăia niciun arbor. Și ca să vă spun... Dar nu tai niciunul. Și atunci, numai dacă trecem în proprietatea noastră, vom putea tăia. Și avem două. Avem acolo și cu rezervorul de apă, la care plătim și acum chirie, pentru că atunci când s-a predat apa, știți că s-a luat fără ca să se ia și sarcinile pe care acest rezervor, respectiv chiria. Haideți să lămurim un pic această sens unic din strada principală, din Costache Negri, spre strada Normai. Este orice ieșire din drumul public, din drumul național, către un drum local, trebuie să fie făcut cu aprobare. Și uitați-vă în ce discuție am ajuns. Dacă vă uitați la ieșirii din Târgu Ocna, spre Havana, linie continuă. Deși acolo este întreprindere de 40 de ani. La Clausel, linie continuă. Și am spus, nu, trebuie proiect pentru a autoriza ieșirea din drumul național către drumul. Ce s-a întâmplat? La discuție am participat personal, pentru că așa am spus și eu. Luați semnul de interzis la stânga, să poată intra. Ce se întâmplă? Ca să putem pune semnul de interzis, trebuie să facem presemnalizare. Și trebuie să facem pentru stânga și pentru înainte, dacă vrem prima bandă să oprească mașinile. Și avem două variante. Ori intrăm în trotuar, mai trebuie un sens. Da? Pentru înainte. Banda 1 este ocupată, da? Pentru cei care merg înainte trebuie să fie o bandă și să facem un refugiu pentru cel care face la stânga. Și atunci ai zis, cum să stricăm trotuarul? Începem acum la trotuar, vă dați seama, proiect și alte lucruri. Și ai zis că este mai bună varianta asta cu oprirea, cu scoaterea opririi interzise. Asta e soluția care a dat-o specialiștii. Cel de la Poliția Județeană și cu cel de la Drumul Național. Da? Încercăm să vedem care variantă este mai bună. Dar ei spun că aceasta prezintă pericol mai mic. Cum, de exemplu, am spus că și cetățeanul trebuie să suporte ceva. Să scoatem trecerea din pietonul la Vasel. Și am spus, domnule, până nu dispare, ați văzut că n-am mai marcat-o acum. N-au marcat-o. De ce? Pentru că, indiferent cât ar dau, au spus că culoarea dispare. Și când o să dispare, o să scoatem și trecerea din pietonul. Deci nu sunt probleme atât de simple, ca să... pentru că problema care este, domnule? Dacă s-a întâmplat acolo un accident, cine răspunde? Nu s-a întâmplat de parte. Eu vă spun cum spune. Domnul Dima, stați-mi. Nu, vă spun ceva. În Ardea, la Gheorghe, la benzinărie, adică e greu de bani. Nu m-am Moldova după parte. Am plecat. Da, de acord. Dacă cineva... Ne încurcăm să stați-mi. Eu am mai multe de vorbim de Ardea Sărăuchită. Am observat. Lăsați-mi pe domnul. Nu, vreau să încercăm cu acel BVD. E foarte important să știți
mergeți acolo, haideți într-o zi să mergem acolo. Nu sunt 10 copate, nu putem să ne pun pentru legi arii protejate. Așa nu ne mai facem bine niciodată, cu filarii protejate. Dar haideți să încurajăm turismul, că suntem stațiune. Mulți ar veni în oraș să duc acolo să viziteze muzeul. Muzeul e închis, belvedere nu se poate face. Ce doamne iar nu face? Ne ducem să nu, hai să faci niște adrese la ăștia, la București, la ministerie, la unde se face, că faci ori. Tăiați 10 copaci de chiar atât de greu. E foarte frumoasă priveliștea dacă s-ar putea face o belvedere acolo. Da. Și haideți să haideți să încercăm să-i facem programul Alin acolo, profesorului. Chiar nu a fost toată vara, nu știu dacă a fost. Nu? Bă, deci n-are cum. El a trebuit să aibă un program acolo. Nu, n-am nimic cu el. Nu știu dacă el este vinovat sau nu. Tu ce program are acolo? Este un program de ușă, nu se mai vede. Tu să arzi de soare și tu nici program de ușă. Cum are? Inclusiv duminica. Devine cu duminica, la ora 4. Și când este nevoie, dacă sunt grupuri... Devine și la duminica, și în cursul săptămâna a fost cu oricine. Da, mă rog, asta e. Da, mulțumesc, vă mulțumesc. Două secunde vreau să vă spun astăzi, este Sfântul Alexandru. Și spun la mulți ani, cu celor pe care îl cheamă Alexandra. Și vă doresc multă sănătate. Mulțumim, mulțumim. Deci, eu aș vrea să zic că bun venit, domnul Nuțu, în postura de viceprimar. Și sper să rezolvăm foarte multe lucruri în acest oraș. Și acum să vă spun câteva probleme. Ar trebui tăiați toți copacii care sunt uscați, să iau unde străduie, să arătăm foarte rău ca stațiune, da? Mergem și vedem un bonsai uscat. Trotuarele pe strada Vișorii nu sunt terminate. Rămân așa, mi s-a zis că e un alt proiect, e chiar de bătaie de joc, da? Și observ că trebuiau terminate lucrările cu firma Gironap în orașul Târgu Ocna la cele 4 străzi din luna iunie și văd că se lucrează și în ziua de aia. Pe strada Cireșoara. Să mai meargă cineva să vadă, chiar la stradă, sunt arse becuri. Să verifice și să fie schimbare. Așa, e mai mult. Declarațiile de avere, vă lăsați cu primăriei. Apar doar două pagini. Ar trebui să apară toate paginile. Verificați. Da? Pe urmă, lista funcționarilor publici de pe lista de pe site-ul primăriei, da? Fiecare ce salariu are, nu apare. E o redirecționare pe prima pagină a site-ului primăriei și nu apare salariile reactualizate. Cetățenii trebuie să știe la ce salarii au funcționarii primăriei. Nu se deschide link-ul sau ce am? Nu, se deschide link-ul și se trimite pe prima pagina a primăriei, în loc să se trimită pe cum îi spune, am rugat executivul, pe cei între, să deformateze un canal. Un canal din Tisești și mi s-a zis ca un proiect de deformatat un canal, nu știu că trebuie neapărat proiect. Trebuie deformatat și gata până când va fi proiectul în sine realizat. Dacă se înfundă. Dar trebuie... Tisești în ce? Am scris în... Ați făcut scris că am dat da, da, da. Am caietul de și mi s-a dat și răspuns. Așa. S-a deformatat alba albia părâului pe strada Cireșoaia, dar foarte puțin. S-a mai înfundat odată, exact cum am zis data trecută, iar s-a desfundat, dar atât cât să, la ultimul pod, atât cât să treacă apa, cum să zic, aproape în răsâzi lucrările. Dacă nu vă vine să crezi, că merge și vede. Da? Altă problemă. Aș dori să știu când este gata canalizarea orașului care trebuia să fie gata din luna noiembrie 2017. Când s-a zis că în luna august este o mare pamplică. A trecut și luna august. Da?
Ni s-a zis că va fi gata terenul de sport de la școala numărul 1. Avem nu știu ce firmă, am alocat 80.000 de lei la buget și va fi gata. Ni s-a promis de 2 ani de zile că se vor monta camere video în oraș. Am trecut de jumătatea celui de-al doilea an de când au fost bugetate aceste camere. S-ar putea să ne credim că la rectificările bugetare nu mai sunt bani pentru camere. Și nu se vor monta nici anul ăsta. Și știți bine că au început spargerile în orașul Târgu Ocna, vă anunț eu dacă nu știți. Și este o chestie gravă pentru noi, că nu putem asigura siguranța cetățenilor. O altă problemă. Toată marginea drumului în această stațiune, dar este plină de bălării, o rușine pentru stațiunea noastră, pentru orașul nostru. Da? Dacă nu vă duceți să credeți, mergeți în alte comune, la Dofteana, la Dărmănești, la Comănești, nu mai zic, și la Moinești. Și nu cred, apropo de ce zicea domnul primar, că nu putem impune prin caietul de sarcini un timp limită pentru a efectua firmele lucrări în orașul Târgu Ocna. Că dacă firma din Comănești, care a asfaltat 43 de străzi, se mișca ca gironapul în orașul Târgu Ocna, deci a asfaltat în vreo 80 de ani. 43 de străzi. Acum nu știm că, cum ar trebui să fie șanțul, nu ar trebui să fie șanțul, ar trebui să fie betonate, ar trebui să așteptăm ploaia, să vedem pe unde se scurge apa. Este rușinos ceea ce spuneți. Doriți un răspuns? Da, la toate. Le-ați notat? Le mai citesc o dată? Eu înțeleg să dau răspunsul unui cetățean care nu este consilier local și nu are niște bani ca să fie informat. Trebuie să ne înțelegem. Un cetățean a venit și un consilier care este din băiat consilier și nu știe ce înseamnă bugetat, nebugetat. Vă rog să mă că nu permis. În 2017 au fost bugetate camerele video și nu s-au montat domnule primar. Arătați-mi-le și mie, poate nu le văd eu. Sau s-au cheltuit banii pe singură cameră și nu știm noi unde este. Vă întreb. Afirmați. 200.000. Afirmați. Este regretabil ca este regretabil. Nu știu ce este regretabil. Abar să noi s-a petrecut aici și nu care a făcut. Deci, mă rog, frumos, nu pierdem timpul. Deci vreau niște răspunsuri la celelalte, dacă considerați că la un an nu am punctat cum trebuie. Da? De canalizare ne puteți spune, poate este interesat și vreun alt consilier sau vreun alt cetățean. Toți consilierii în afară de noastră știu de această problemă. Asta nu aveți cum să știu. Da, bine, am înțeles. Spuneți cetățenilor, întrebăm cetățenii să vedem dacă știu de canalizare. Știu că se fac rapoarte, asta știu, au fost afișate, dar vreți să știm dacă este gata, s-a făcut recepția și să ne arăta și nouă un document. Că de vorbe suntem sătui. Cred că puteți găsiți alte cale ca să obțineți alte informații, dar din punct de vedere... Da, o să fac scris și o să le depun la secretariat. Da, ca să nu mai zic... Vă rog să termineți. Este inadmisibil ca un consilier să nu știe că această investiție este făcută de compania regională de apă și că noi putem doar să informăm. Noi suntem beneficiari și putem ști întotdeauna în ce stadiu sunt lucrările și când vom intra și dacă se respectă programul. În altă ordine de idei, am depus în decembrie 7 proiecte de hotărâre de Consiliul Local la care domnul primar refuză să le pună pe ordinea de zi ca să știm dacă sunt trecute sau nu sunt trecute. Mi s-a dat în luna februarie un răspuns. În luna ianuarie un răspuns că sunt prea multe proiecte de hotărâri de Consiliul Local în luna ianuarie și se amână pe februarie. Eu consider că este o minciună ceea ce faceți și am dreptul să spun acest lucru pentru că nu am primit niciun răspuns. Asta îmi permiteți să domnule, eu înțeleg replica. Nu mă un secund de domnul. Nu mă un secund de domnul. Vă dau voi imediat. Nu un pic, dacă îmi dați voi și mie. Eu înțeleg așa, n-am limitat timpul. Am lăsat lucrurile să... Dar asta nu înseamnă că ne, aici venim și ne certăm și ne dăm unii în cap alții. Am rugăminte.
să ne păstrăm calmul și să o am și spus. Consider că puteți să găsiți și alte căi de a vă obține informații dacă de aici nu le obțineți în această ședință. Nu putem să clarificăm absolut totul într-o ședință, domnule. Am spus că în proxima ocazie, la următoarea ședință de Consiliu, ni se vor spune cheltuielile pe zilele orașului. Așteptăm. Bun, dar așa dumneavoastră veniți în aceeași ședință cu toate problemele care o să... Sunt probleme, nu problemele mele, sunt problemele cetățenilor de care am fost mandatat să vi le aduc în Consiliul Local. Domnul președinte, vreau să plec de la o remarcă și este repetabil că nu a înțeles domnul consilier nimic. Nu reprezintă cetățenii, reprezintă a 17-a parte din Consiliul Local. Și nu putem tot ce cere un consilier, dar nu poate în Consiliul Local să stea primarul la dispoziție. Nu este subordonat Consiliul Local, primarul nu-i consilier local, primarul are ca sarcină principală, duce la îndeplinirea hotărârii Consiliului Local, ca să fie dreapta lui primarul. Și chestiunea asta că reprezintă cetățenii, nu reprezentați un număr de cetățeni. A doua problemă. Nu este posibil ca, după ce ai primit un răspuns clar, tot ce a propus domnul Măciucă a fost analizat de către dumneavoastră și de către noi. Și acolo unde s-au făcut propuneri și erau pertinente, am făcut propuneri. Unde nu s-a răspuns. Un exemplu. Să mărim bursele care se dau elevilor. Dau un exemplu. Păi nu hotărâm noi. Nu mai suntem, domnul Măciucă, sistemul comunist în care vinea secretarul de partid. Au stabilit consiliile de administrație la școlilor. Ce să mai pune coordinare? Dânsul a făcut reclamații la, cum zice, la concurs, nu, la discriminare. A epuizat instituțiile la care... Nu le-am epuizat, domnul primar. Încă nu le-am epuizat, să vedeți. Deci, nu le-am epuizat. Nu vorbiți, 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 pentru faptul că, și cer scuze, sunteți consilierul care n-a făcut nimic în acest consiliu local, a adus mari prejudicii. Aveau o grămadă de amenzi plătite. Amenzile din cauza dumneavoastră le plătiți pentru că nu respectați legea. Amenzile nu se dau pentru că nu, pentru că un consilier local face reclamație. Amenzile se dau pentru că nu respectați dumneavoastră legea și ar trebui să le plătiți din buzunarul propriu. Asta ar trebui. Din buzunarul propriu, că dacă v-ar costa, n-ați mai găsit. Eu declar ședința deci vreau să vă spun așa, domnul președinte, da. Că dacă nu s-a luat o măsură atunci, când pe emblema orașului a fost domnul Măciucă ce a pus acolo, că astăzi, din păcate, nu știu cine a pus afișul ăla, ca să vă dau situația de astăzi, a ridicat cineva o pancardă scrisă de analfabeți, nu s-a cerut acolo, mă bucur că ați recunoscut, că de acolo nu se vedea nici cine a ridicat-o și dacă dumneavoastră credeți că atunci când avem vizita unui ministru, când este un moment festiv pentru un oraș, când au fost mii de oameni aici, credeți că puteți să faceți orașul? Nu pentru acest lucru v-a ales cetățenii ca să faceți orașul de râs. Deci am plătit amenzi. Am ajuns la... Ați plătit amenzi, am plătit orașul amenzi, din cauza dumneavoastră. Fac precizarea, vreau să aplice regulamentul. Dacă. Eu propun excluderea domnului Măciucă din cadrul ședinței pentru comportament inadecvat. Ori luăm această decizie, ori eu mă retrag în ședința de astăzi. Nu putem să tolerăm astfel de manifestări. Domnul președinte, vă rog să vă puneți la vostru și vă rog în cortesiu de doamnă secretară să precizați regulamentul și prevederile regulamentului. Atâta timp cât nu avem dezbatere civilizată și conform cu regulamentul, trebuie aplicat regulamentul. Eu am făcut apel, domnul Măciucă, la dumneavoastră, de către vreo. Nu încercați să vorbiți unii peste altul, nu încercați să vorbiți... Dar regulamentul permite, domnule. Eu știu că doamna secretară de persoană. Eu știu că regulamentul permite să ne spunerea consilierilor să se voteze excluderea unui consilier. Mulțumesc. Puteți să ne explicați. Nu, vă rog, puteți să ne explicați ca să pot propune. Nu, președinte. La capitolul regulament sunt mai multe modificări de făcut, pentru că nu ne putem permite de fiecare dată să fim judecați de toți cetățenii care nu au treaba acasă să se facă nouă și morală de toată țara. Trebuie să limităm pe deocamdată, să vină domnule cu probleme pe care le-ați, să le știm la început o problemă sau două,
o prezintă în scris sau cum vor să o prezintă oral, îi dă răspunsul și la revedere au plecat, lasă în pace, ne face treaba. Lor în fiecare dată ai să dezvolt același om de fiecare dată cât vrea el. Nu suntem la chelie lui Chiedala la următare. Eu sunt democrat în numărul oaselor. Și îmi doresc ca toți cetățenii care au probleme reale să vină să ne aducă la cunoștință, să le dezbatem, să le găsim soluții, să le tratăm în mod civilizat. Și consilierilor, mă bat pe profil dreptul la cuvânt și la opinia a fiecărui consilier. Dar nu putem să tolerăm astfel de atitudine. Domnul Măciucă, vă rog să înțelegeți și vă tratez ca pe colegul meu, dar cu respect. Veniți cu toate amendamentele și nu transformați într-o dezbatere politizată, execrabil. Veniți cu soluții, manifestați-vă ca un cetățean onorabil. Vă rog din suflet. Am venit cu soluții, domnule. Și rog, doamna secretară, dacă nu suntem în stare să ne manifestăm cu bun simț aici, să ne manifestăm măcar în cadrul legal, conform regulamentului. Vă rog, doamna secretară, în ce condiții putem să suspendăm un consilier prin votul celorlalți? Deci, măsura eliminării din sală a unui consilier poate fi luată doar de președintele de ședință, atunci când se aduc încălcări legii 215, a prevederilor legii și a regulamentului de organizare și funcționare. Sancțiunile sunt avertizment, chemare la ordine, retragerea cuvântului, eliminarea din sală, excluderea temporară de la lucrările consiliului și ale comisiei de specialitate, retragerea indemnizației de ședință pentru una două ședințe. Pentru primele patru, adică avertizmentul, chemarea la ordine, retragerea cuvântului și eliminarea din sală, măsura se ia de către președintele de ședință, pentru celelalte, de către Consiliul Local, prin hotărâre. De asta, la domnul președinte. Deci eu vă mulțumesc, eu vă mulțumesc că ați citit. În acest moment, eu i-am spus lui domnul Măciucă, cred că ați văzut că am insistat la aceste aspecte. Eu vă rog frumos, să vă ridicați și să folosiți sală, dacă nu ați văzut. Vă mulțumesc. Cu plăcere. Pentru cât lucrurile, dacă mai sunt alte... Deci aș vrea să declara sau o reașință închisă. Dar o declara să mă închisă pentru că nu s-a mai putut în condițiile... N-am mai răspuns la nicio întrebare. Și atunci... Domnul, chiar vă făcusem precizarea că puteți să obțineți informații și pe alte căi. La revedere. Domnul Măciucă. Am rămas așa, neclar. E suspendată ședința, închisă ședința sau nu? În acest moment, declar ședința închisă. Acum mai sunt alte probleme. Dați închis-o și înainte. O închid, am spus, domnul. Am înțeles, dacă i-am explicat, îmi pare rău că nu m-am înțeles. I-am explicat lui domnul Măciucă că nu respectă și mai intră și mai discută în contradictoriu. Declar ședința închisă. Asta dar și acum am făcut precizarea că dacă nu mai sunt alte probleme, dacă da. Doriți să o vedeți. Dacă nu e închisă, poftiți. Am mai ridicat odată această chestiune și chiar i-am spus-o și domnului primar. E vorba de articolul 53 din legea 215 cu participarea cetățenilor la ședințele Consiliului Local. Domnul primar și-a notat. E adevărat și-a notat. Dar nu că a trecut cu vedere. Deci am spus, cine participă la ședință? Deputați, senatori, miniștri, membri ai guvernului și alte persoane, precum și persoanele interesate, care au interes în așa, invitate de primar. Acum, întrebarea care o pun directorului primar, au fost invitați toți cetățenii? Domnul, am spus și data trecută. Domnul Roșeț a invitat-o pe doamna profesor. Nu eu. Ascultați-mă un pic. Nu am invitat niciun cetățean la această. Încercăm să rezolvăm problema. Da. Și rugămintea este și cu Dima și tot ce a fost și data trecută, dânsul face acest lucru, invită cetățenii. Și nu putem transforma dezbaterile pe proiecte de hotărâre ai cu cetățenii de față, cu, eu înțeleg că atunci când este o problemă să vină, să o propun așa cum face regulamentul. Ce rugăminte mare am? Dumneavoastră ați fost cel care ați modificat regulamentul în sensul bun cu interpelări. Haideți, așa cum spune și domnul Munțu, să modificăm
pentru că nu putem să permitem în continuare să desfășoare ședințele mai avem 2 ani de zile în aceste condiții. Și sunteți de specialitate. Rugămintea mea mare este să rezolvați această problemă și să o respectăm cu toții. Da? O să și a doua chestiune, vă rog de asemenea și o spun acum, haideți lucrarea care ați început-o cu stabilirea AGA, vă rog frumos să o faceți. Pentru că fiecare consilier și-a adus aportul la câte ceva și nu am să spun decât de domnul Măciucă care nu face nimic decât reclame. N-a fost frumos astăzi când m-a întrebat domnul ministru și am spus și eu nu sunt din Târgu Ocra. Ce-i cu aia? Deci chiar nu reprezenta nimic. Cum? Ce era? Păi nu știu ce scrie. Vă spune ce scrie. Păi, e normal. Ministrul e competent. Nu, da. Urât mai urât. Ascultați-mă. Deci ascultați-mă un pic. Suntem un orășel mic, în loc să ne bucurăm că au venit oameni din toată țara, din Dolj, din Timișoara, din toată țara. Petisești am făcut o jumătate de oră să pot ajunge la ședință. Și am stat cu dânsul până a plecat. Și au venit și la Ministerul Educației. Și a venit prefect, a venit președintele Consiliului Județean. Și pentru 2 persoane, ce au câștigat că au făcut acest lucru? Rezolvam noi problema acum. Deci asta a fost problema care am ridicat-o, dar știți ce se întâmplă? Și data trecută, când a luat sigla localității Târgu Ocna, și atunci ce a scris? În acest oraș avem cimitire, dar nu avem spitale. Păi ăla care citește la Timișoara, eu înțeleg că această localitate trebuie apărată de cineva, de primar și de consiliu local. Haideți să luăm atitudine. Nu a existat instituție unde să nu apară reclamațiile dânsului. Vă rog să ne înțelegeți. Eu sunt de acord. Avem gunoaie, avem probleme. Dar aici le descoperim, venim și ne ocupăm de ele, da? Păi ce să cer eu domnilor din opoziție, care tot timpul a venit și a dus și la impozitii locale, s-a implicat toți. La dumneavoastră la fel. Domnul Roșeț, uite, face 2-3 proiecte de hotărâre. Asta înțeleg eu să facem în Consiliul Local. Nu execută ce spune celălalt. Vă rog tare mult, îmi cer scuze, poate nu trebuia să... Dar trebuie odată să punem capăt. Nu e de autorizat să vorbiți. Da, mulțumesc. Nu, scuzați-mă. Da, vă rog. Mulțumesc frumos. S-a discutat despre, totuși, ședințele de Consiliul Local prin lege. Sunt publice. Să ne gândim foarte bine, un regulament nu poate ocoli sau limita legea, e lege. Totuși sunt publice și nu putem să spunem în domeniu. Ce este de Parlament? Dar mesajul a fost cu totul altul. Domnul meu, în schimb. Am auzit cu toții de abuzul de lege, da? Abuzul de drept. Adică ședința este publică. Ședința este publică, poate să participe oricine. Chiar le dăm dreptul la cuvânt, chiar îi ascultăm opiniile, chiar le ascultăm sugestiile, problemele. Dar asta nu înseamnă că trebuie să mă și jignească. Sau să se imixtioneze, sau să se imixtioneze în locul politic de aici, de la masă. Pentru că n-am putut să ia la timpul din împotriva Doamnei. Dar prin cele 2 sintagme arăta că îndemna la un anumit vot. Adică să spui chestiunea respectivă, că nu pui primarul și nu îi dai să rămână a curvei, indică o anumită sugestie de vot, care nu este normală. Votul ți-l exprime atunci când se fac alegeri. Nu este normal să avem ședințe de dezbatere de aici cu bubuzele sub geam. Este un vot sub presiune. Și atunci, dacă noi nu punem regulamentul și nu punem ordine în manifestare... În asta să nu facem regulamentul, să ținem cont de legi. Să nu denatureze democrația. Domnul, nu-i corect și normal să o cunoască primarul de înainte, să cunoască președintele de ședință. Vreau să știu și eu cu cine stau de vorbă și ce probleme are. Că s-ar putea să ne trezim, nu știu eu, dumneata oricare dintre noi, făcut varză de nu știu care, deja sunt oameni care vor de fiecare dată și au curajul la o etapă la altă. Nu se poate. Domnul Roșeț, eu aș vrea să fac ceva precizez. Două, dacă se pot. Ție ședința publică. Deci publicitatea ședinței se realizează și în acest mod. Și în acest mod. Se aduce la cunoștință publică. Și legătura care o are consilierul cu alegătorii. Însă, legat de participarea unor persoane la ședință, textul de lege este clar. Precum și persoane interesate invitate de primar, nu de un consilier
sau de altul, nici eu nu pot permite, vină domnul la ședință că se dezbate cu tare, cu tare lucru. De aceea, pentru că ar fi o chestie generală, pentru toți care vom conduce ședințele în continuare, apar cetățeni în sală. Este corect președintele de ședință să întrebe pe domnul primar. Ați invitat pe cetățenii din sală la ședință? Nu ne-am vrut să spună da. Dacă da, noi mai avem încă o posibilitate. Să admitem sau nu participarea la ședință. Nu în sensul de a face o ședință secretă. Pentru că și eu m-am simțit lezat de comportamentul sau atitudinea unor cetățeni care banii dădeau lecții, banii invitau pe la satul mare să vedem ce, cum se organizează, nu știu ce pe acolo. Or, nu este permis așa. Dacă Consiliul Local dorește să fie, cum să spun, respectat și să aibă autoritate, va trebui să, în primul rând, să vegheze la respectarea legii. Chiar vis-a-vis de o astfel de probleme. Cât privește comportamentul în ședința de Consiliu Local, regulamentul e preluat, regulamentul local de regulamentul CAR, nu-i mare lucru schimbat. Problema este dacă se, cum să, nu se respectă acest regulament, în sensul că se intră peste cuvântul celorlalți, fără să îi se permită de către președintele de ședință, e oportună și o eliminare din sală. Da. O continuare la aspectul. Sunt majoritatea interpelărilor pe care le fac cetățenilor se adresează aproape exclusivitate executivă. Nu e da. Primarul are zi de audiență, viceprimarul are zi de audiență, secretarul are zi de audiență. Și nu mai atât. Mi se pare mie că oricare din cei trei, inclusiv administratorul public, e la dispoziția cetățeanului fiecare zi. Nu știu dacă e închis în dată ușa pentru cineva când vrea să aibă o problemă să o rezolve imediat. Pentru cine interesează pe toți o chestiune, sau timpul, să fie un timp limitat. Dom'le, îți dau voie 3 minute, nu mai mult de 3 minute, fără interpelări, fără răspunsuri. Că nu are același statut pe care are consilierul local. Să fie consilier local și apoi să vorbească în numele întregului oraș. Nu o problemă personală, o transformă, că vezi, doamne, interes de colectivitate, de comunitate. Dacă îmi permiteți și mie doar o remarcă, nu știu dacă cineva mai vrea să ia cuvântul, nu e nicio problemă, un minut, cred că vă rețin atenția. Apreciez punctele de vedere pe care le-ați ridicat și domnul Roșeț, și domnul Noțu, și domnul Rusu, fără gătoași, poate, și domnul Bucur, vis-a-vis de respectarea regulamentului. Nu se poate. Fiecare dintre dumneavoastră, stimați colegi, ați fost martori la ceea ce se desfășoară, la toate lucrările pe care le-am desfășurat aici în Consiliu. Chiar am și spus, la un moment dat, oarecând, colegii din Consiliu vor lua o atitudine vis-a-vis de acest aspect. Vis-a-vis de respectarea regulamentului și implicit vis-a-vis de cei care vin, de cetățenii care vin, fără doar și poate. Implicit, noi, în momentul în care ne desfășurăm mandatul, suntem în slujba cetățeanului ca și consilier local. Dar exact cum a spus și domnul Roșeț, în limitele legii. Altfel, o să ajungem. Am acceptat fel de fel de lucruri. Tot noi, stimați colegi, tot noi i-am acceptat. Dacă mi-aduc eu bine aminte, domnul Roșeț are perfectă dreptate că am mai făcut odată această precizare vis-a-vis de niște invitați la un moment dat. Dar nu erau invitați de domnul Roșeț a mai făcut și domnul acești cetățeni trebuie să fie invitați de cine era. Din acest considerăm, eu vă mulțumesc că v-ați gândit la acest aspect. Și haideți să intrăm în
prevederile regulamentului și dacă nu sunt exact cum s-a precizat și aici, să limităm și punctele de vedere și dacă nu sunt limitate în primar, la fel să avem tăria președintelui de ședință, să avem tăria, să aplicăm regulamentul și să le spunem cu părere de rău, n-ați fost invitat la ședință, vă rugăm să ne lăsați să desfășurăm în fel. Cam asta este problema. Dacă mai sunt alte puncte de vedere, dacă asta v-am reținut atenția, dacă nu, eu vă mulțumesc pentru ședința de astăzi și să trecem la celelalte probleme pe care le avem. Declar ședința.